Există la acest moment o serie de popiri pe conturile deschise la diverse bănci comerciale. Acestea sunt născute urmarea unor litigii pe care primăria le-a avut în anii anteriori cu unele societăți comerciale cu care am avut contracte în derulare. Însă operațiunile pe care le realizăm pentru plățile curente se realizează prin trezorerie și acestea nu sunt afectate.